Nu știm dacă numele satului a inspirat meșteșugarii sau viceversa, însă este foarte evident că cei de aici sunt foarte pricepuți la olărit. Modelele tradiționale zonei, cum este cocoșul, pomul vieții sau șarpele vieții, sunt deja celebre în lumea întreagă. La Horezu am intrat la ceramistul Paloșii. Cu răbdare și cu pricepere ne-a arătat cum transformă boțul de lut în adevărate opere de artă. De altfel, în aproape toate gospodăriile din Horezu veți găsi la porți ceramica tradițională. Meșterul Paloșii și ceramica sa sunt deja celebre în toată lumea.